Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Să fie binecuvântat numele Domnului acum și în veci. Amin. Vreau să ne reamintim mai întâi ceea ce am vorbit despre legea lui Dumnezeu, despre cele 10 porunci. Dumnezeu, care este atot înțelept, a gândit atât de bine, a structurat atât de frumos pe cele două table, primele patru relații omului cu Dumnezeu, și dacă porunca întâi îți făcea cunoștință cu Dumnezeu, și nu doar una teoretică, ci una practică, că El a scos din Egipt, dacă porunca a doua aducea poporul ca la nivelul inimii să-L iubească pe Dumnezeu și astfel să nu dorească vreun alt idol, porunca a treia trecea la următoarea fază, după gândire, după iubire, și anume la limbaj, în a vorbi corect despre Dumnezeu, iar porunca a patra aducea lucrurile într-o fază practică, să ai timp și să slujești efectiv lui Dumnezeu. Celelalte porunci, recunoscând autoritatea familiei, dreptul la viață și la proprietate și, așa cum le știți, până la porunca a 10-a. Cât despre noi, în Noul Testament, aminteam că odată cu lucrarea Domnului Iisus Hristos, am fost izbăviți de trecut, acum, prin Duhul Său în noi, împlinindu-se voia lui Dumnezeu, ca să-L cunoaștem, spunea Domnul, asta e viața veșnică, să-L iubim, să avem un limbaj sfânt și să avem timp de părtășie cu Dumnezeul nostru, iubindu-L pe El și pe aproapele. Suma celor două table, prima să iubești pe Dumnezeu și a doua pe aproapele. Aminteam de asemenea că dacă la Adam, ca unul care nu cunoștea nici binele, nici rău, porunca sau legea lui Dumnezeu suna doar a fiind ascultare, când păcatul s-a mulțit, Dumnezeu a dat legii sale o altă formă, cele 10 porunci, în a-i face conștienți de ce e bine, de ce e rău, de ce e păcat și de ce este neprihănire. Iar în Noul Testament, când Duhul lui Dumnezeu vine în inima noastră, toată legea, spune Apostolul Pavel, că se concretizează, și Ioan de asemenea afirmă, în iubire, în acest sentiment față de Dumnezeu și față de oameni, în această stare de sfințenie în care vom fi pentru veșnicie și Domnul să ne ajute. Amin. Ne vom opri în dreptul a ceea ce am numit legile Vechiului Testament, anume legea ceremonială, adică sărbătorile, preoția, jertfele, slujbele, tot ceea ce ținea de cortul întâlnirii și mai apoi de templu. Și de asemenea, legea civilă, acea amplificare a legii morale, tot ceea ce ținea de activitatea cotidiană a statului Israel. Însă, în mod special, vreau să privim aplicativ la noi, la felul în care aceste lucruri ni se raportează nouă, în noul legământ, în viața de credință. Mai întâi, legile ceremoniale. Vom arunca o scurtă privire în prezentarea lor. În ce privește sărbătorile, ele sunt prezentate pe larg în Levitic 23, în Deuteronom 16. Prima listată acolo este sabatul, care de altfel împreună cu zeciuiala sunt anterioare dării legii, fiind o sărbătoare săptămânală. Exista apoi acea sărbătoare la lună nouă, ei având un calendar lunar, după care existau sărbători anuale, prima ca importanță și datare istorică fiind Paștele, în întâia lună anului religios, după 7 săptămâni, evident după Paște urma sărbătoarea azimilor, era sărbătoarea cinzecimii sau a rusalilor, iar toamna, în cea din tâi luna anului religios de data aceasta, în prima zi era sărbătoarea trâmbiților, în ziua a 10-a era sărbătoarea, sau mai exact ziua ispășirii, acea singură zi în care marele preot intra în locul preasfânt,
aducând ispășire pentru el și apoi pentru tot norodul, în aceeași lună, din ziua a 15-a până la 22-a, era sărbătoarea corturilor, când cu toții ieșau din casele lor și împreună cu levitul și cu săracul și cu toți ceilalți, locuiau în corturi ca un simbol al perioadei lor de după izbăvire. Mai târziu, de exemplu, în Cartea Esterei s-a instalat o altă sărbătoare, numită Purim, de la Pur, sorți. Însă acea sărbătoare nu a fost poruncită de Dumnezeu, ea este și astăzi încadrată de evrei între celelalte sărbători și, într-un fel, sărbătoarea Purim este asemănătoare cu sărbătorile care se țin astăzi. Nașterea Domnului, de exemplu, nu este poruncit, nici nu este datată biblic. Dar, pornind de la un eveniment, oamenii au început să o țină. Este o asemănare. Ce vreau doar să notăm în privința acestor sărbători, deschideți la numer 28, pagina 179, de la versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: poruncește copilul lui Israel și spune-le: să aveți grijă să-mi aduceți la vremea hotărâtă. Dumnezeu a ținut mult să fie respectat calendarul. Darul meu de mâncare, hrana jertfelor mele mistuite de foc, care îmi sunt de un plăcut miros. Să le spui: iată jertfa mistuită de foc pe care veți aduce Domnului în fiecare zi. Câte doi miei de un an fără cusur, ca ardere de tot necurmat. Să aduci un miel dimineața și celălalt miel seara. Și trebuiau și alte preparate lângă jertfă. În fiecare zi, preoții și leviții care erau în prejurul lor aduceau jertfă lui Dumnezeu. Iar ceea ce spune mai departe, uitați-vă, este un titlu de la versetul 9, jertfele de sabat și de lună nouă. Când erau sărbători, fie săptămânale, lunare sau anuale, doar se amplifica jertfa. Dar în fiecare zi exista o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să aibă pentru noi o importanță deosebită. Ne adunăm în anumite momente de peste săptămână sau peste lună, cum este la cina Domnului, sau peste an. Acelea sunt sărbători speciale, când, ca un surplus față de jertfa zilnică, aducem înaintea Domnului. Dar în fiecare zi, fiecare om, că acum nu mai avem un cort unde cineva să aducă dimineața pentru noi o jertfă și seara altă jertfă. Acum jertfa o aducem în mod individual. Iar când ne întâlnim, aducem o jertfă mai mare sau jertfe mai multe. Deci, viața de părtășie cu Dumnezeu era una zilnică, amplificată în anumite momente. Un al doilea aspect, jertfele, în cartea Levitic, deschideți doar de la capitolul 1, sunt câteva speciale jertfe oficiale. Scrie aici arderile de tot, întoarceți pagina, în capitolul 2, jertfele de mâncare, este o a doua categorie de jertfe, capitolul 3, jertfele de mulțumire, 4, jertfele de ispășire și mai urmează, în capitolul 5, jertfele pentru vină. Deci arderea de tot era acea ardere integrală a animalului sau a păsării aduse înaintea Domnului. Jertfa de mâncare era din roadele pământului. Jertfa de mulțumire era ocazionată, așa cum este și denumirea, de un sentiment sau de o anumită lucrare de mulțumire, tot din animale și ea, sau din păsări, dacă era cazul. Iar jertfele de ispășire și vină purtau amprenta unor greșeli făcute pentru care trebuia un sacrificiu fără vărsare de sânge, nefiind iertare. Deschideți și în numer 15, în dreptul jertfelor, punctând și aici un singur aspect, numer 15 de la versetul 2. Vorbește copilul lui Israel și spune-le: când veți intra în țara pe care vă dau ca să vă așezați locuințele în ea, și veți aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie ardere de tot,
fie o jertfă adusă pentru împlinirea unei juruințe, sau ca dar de bunăvoie, sau la sărbătorile voastre. Ca să faceți din cirezile sau turmele voastre un miros plăcut Domnului. Amintiți-vă de Abel și de jertfa adusă. Dumnezeu a privit cu plăcere spre Abel, spune Scriptura acolo, și spre jertfa lui. Sistemul jertfelor datând și el dinaintea legii, încă odată cu căderea omului în păcat. Existau jertfe oficiale care se duceau la cort, dar puteau să fie și jertfe în mod particular. Amintiți-vă de o jertfă de pe muntele Carmel, de pe un altar al prorocului Ilie, de alte momente speciale, în vremea lui Samuel, când în mod particular oamenii se închinau și aduceau o jertfă înaintea Domnului. Esențial era la jertfă să fie de bun miros, adică să îi placă lui Dumnezeu. Și Noul Testament este punctat în Evrei, capitolul 13, de la versetul 15. Prin el, adică prin Domnul Iisus Hristos, marea jertfă, căci animalele vizau, toate sacrificiile vizau spre mielul adus ca ardere de tot, cândva simbolizat prin Isaac în cazul lui Avram, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, o formă. Nu mai mulțumim doar în a aduce un animal să fie sacrificat, adică rodul buzilor noastre care mărturisesc numele Lui. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Deci sistemul nostru de jertfe este cuprins în slujba care o facem înaintea Domnului. De exemplu, când se împlinea în cazul unei femei vremea să reintre în dreptul de a se prezenta la cort, se aducea o jertfă. Acum venim cu o rugăciune. Deci sunt jertfe de ordin sufletesc, dar n-au fost scoase și jertfele de ordin material, însă nu constând în jertfe care vor fi arse, ci, așa cum scrie aici, binefacerea sau dărnicia. Dar, repet, Dumnezeu în primul rând se uită la atitudinea inimii. Rugăciunea este o jertfă. Dar dacă este dintr-un gând necurat sau fariseic, jertfa nu-i primită. Binefacerea ta, munca ta, este o jertfă. Dacă este făcută cu gând curat, Dumnezeu o primește ca atare. Poate cineva ne face nou un serviciu și va ști să-și introducă și să-și acopere gestul, să ne se pară nouă că este un om bun sau că face lucrul acesta din iubire. Însă la Dumnezeu, care cunoaște totul, nu putem să mergem cu falsuri. Dumnezeu va identifica la modul cel mai corect cum este jertfa ta care o aduci. Pe lângă jertfa trupului, cum spune în Roman, trupul ca o jertfă vie, cântăm, medităm la Domnul, lăudăm, dar de asemenea, tot de jertfa trupului ține și munca noastră și alergarea noastră, chiar vizitarea noastră care o facem. Este sistemul nou testamental de jertfe care vrea Domnul să fie făcut din toată inima, ca să fie plăcut și să fie primit. Amin. Și un ultim aspect, preoții și leviții erau cele două categorii care intermediau între Dumnezeu și popor și invers. Preoții, urmașii din Aaron, și leviții, seminția acestui fiu al lui Iacov. Ei, activând la cort și fiind singuri care aveau dreptul să se atingă de lucrurile sfinte. Pentru ceilalți, reglementarea era, dacă se apropie unul, să fie ucis. Tot dintre leviți erau aleși judecătorii, întreg corpul legiuitor, tot dintre ei erau aleși cei care învățau poporul în lucrurile sfinte. Și aici citim doar Deuteronom 14, repet, rolul lor era să păstreze legătura și armonia între Dumnezeu și popor și chiar între cei din popor. Prin faptul că ei învățau, uniformizau masa de oameni. Prin faptul că ei judecau neînțelegerile, păstrau pacea în popor. Prin faptul că aduceau jertfe, reglementau
relațiile omului cu Dumnezeu. Și spune Deuteronom 14 cu versetul 29. Atunci să vină levitul care n-are nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale și să mănânce și să sature pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale. Exista acea zeciuială dată parte pentru corpul acesta bisericesc, am zice noi, pentru preoți și pentru leviți, și parte din ea dată pentru săraci. Și în mod special la sărbători se adunau toți, aducând jertfe pentru popor, îi împăcau cu Dumnezeu și dându-le cei ce aveau la cei ce n-aveau, îi uniformizau și creau o bună atmosferă și o binecuvântare între ei. În ce privește sistemul acesta de preoți și de leviți și îmbinat cu lucrarea jertfelor, vreau să deschideți în Evrei 9, să facem diferența dintre Vechiul și Noul Testament. Evrei 9, de la versetul 1. Legământul din tâi, cel de pe Sinai, avea și el porunci privitor la slujba dumnezeiască și un locaș pământesc de închinare. Spuneam că totul se derula în jurul cortului. În adevăr, s-a făcut un cort în partea dinainte numită locul sfânt, era sfernic cu masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau hierofimii slavei care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Prima parte a cortului era simbolul acestui pământ, locul de unde se înalță rugăciunile la Dumnezeu, locul unde trebuie să fie așezată lumina lui Dumnezeu, iar partea a doua era simbolul lucrurilor de sus, unde a intrat cu drept doar Domnul Iisus Hristos o singură dată, după cum și preotul intra o singură dată pe an. Citesc și versetul 6 și 7. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea din tâia cortului, dar în partea a doua intră numai o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Însă în Noul Testament, ceea ce ne interesează pe noi practic, citesc de la versetul 8, prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi, adică sistemul Vechiului Testament. Și acum de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mână, adică nu este din zidirea aceasta, adică a intrat în ceruri, odată pentru totdeauna locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însă sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și versetul 14. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci o parte, sau mai exact slujba marelui preot, în nou legământ a fost preluată integral de Domnul Iisus Hristos, care a intrat în ceruri, aducând ispășire și de asemenea rămând în Cartea Evreilor, dați o foaie în urmă, el încă și astăzi face oficiul acesta de mare preot, 7 cu 25 și 26, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri. Și nu este de neglijat, ba încă dacă întoarcem pagina, scrie în 8 cu 1, punctul cel mai însemnat a celor spuse. Numai că această carte Evreilor și lucrurile acestea necesită puțin să gândim mai profund, mai mult,
Punctul cel mai însemnat a celor spus este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie în ceruri, numele lui să fie binecuvântat. Și neamul lui Aaron și-a pierdut valabilitatea, el preluând o altă formă de preoție după rândul lui Melchisedec în veac. Iar cât privește celelalte slujbe și celelalte lucrări care le făceau ceilalți, vă rog deschideți la 1 Petru 2, aminteam că noi n-aveam acces la Dumnezeu și toate celelalte 11 seminții n-aveau ce să caute în cort. 1 Petru 2 cu 4, apropiați-vă de El, o nouă stare, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Adică toate jertfele noastre sunt în virtutea jertfei Lui, că fără Lui n-am fi primiți. Și apoi de la versetul 9, voi însă sunteți o seminție aleasă. Deci în sistemul Noului Testament avem și drepturi din partea de preoție și drepturi din partea levitică. O preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Spuneam că vreau să le legăm împreună, că la cort zilnic era jertfă. Dar poporul n-avea drept să aducă zilnic, aduceau numai cei care aveau drept. Dar noi suntem deja în drept să aducem zilnic jertfă. Avem acces, perdeaua s-a rupt la moartea Domnului și este o parte a lucrării sfinte, sacerdotale, care ține de noi. Ne facem jertfă în fiecare zi? Era o ardere tot necurmată care n-avea voie să se întrerupă. În preoția mea și în responsabilitatea dumitale se întrerupe, doar momentele speciale când ne întâlnim sunt suplimentare, dar zilnic relația noastră cu Domnul să fie și jertfele noastre să nu înceteze. Căci cu atâta plăcere putem noi să spunem, căci nu mai suntem sub lege, ci suntem sub har. Lucrurile s-au spiritualizat, dar Spiritul să-și facă lucrarea în viața noastră. Căci Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine, activând și făcându-ne lucrarea aceasta. Aici o mică paranteză. Noi aspirăm să mergem în ceruri, nu? Ce gândiți dumneavoastră că o să facem acolo? Dacă aici, în mod consecvent și permanent, nu ne îndeplinim slujba noastră sfântă care o avem, în rolul preoților și leviților, într-un orar binecuvântat, ce o să facem acolo? Pentru că în permanență, gândiți-vă ce scrie în cartea Apocalipsei la cei care sunt în ceruri. Își fac slujba fără oprire. Unii strigă într-una, sfânt, sfânt este Domnul, alții se proșternă înaintea Lui. Noi ne facem, după rânduiala aceasta binecuvântată, slujirea? Ne aducem jertfele la timp, cum vrea Dumnezeu? Știți cine n-aducea, de exemplu, cine nu servea Paștele, dacă a fost un incident și nici a doua lună? Trebuia ucis din popor. Și poate sunt unii care nu iau cina cu lunile, care nu-și aduc jertfa lor înaintea Domnului zile în șir, Domnul să ne cerceteze, amin. Este mai binecuvântat noul legământ, dar să rămânem în el, că altfel își pierde valabilitatea pentru noi. Partea a doua, ne oprim în dreptul legii civile. Aproximativ în aceeași perioadă istorică a fost acel cod al lui Hammurapi în Mesopotamia, însă codul civil al Vechiului Testament este net superior și este simplu și pe înțeles să fie așa, că Dumnezeu este mai deștept decât oamenii care au primit învățătură și capacitate limitată de la Dumnezeu. Vreau să amintim doar câteva domenii și să tragem apoi o concluzie pentru noi. Deschideți la Exod 18. Existau reglementări foarte clare în domeniul judecătoresc. Așa era concepută lucrarea aceasta, scaunul de judecată, organizarea ierarhică, încât să știe oamenii că judecă după legea lui Dumnezeu și că Dumnezeu este ultimul judecător sau supremul judecător. Exod 18 cu 19. Acum ascultă glasul meu. Am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tâlmașul poporului înaintea lui Dumnezeu
și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, care să știe că cel ce judecă în ultimă instanță este Dumnezeu. Oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, și este punctat în Exod, capitolul 23, nu mai citim, versetul 8, să nu se ia daruri. Era interzis cu desăvârșire. Corupție în sistemul judecătoresc gândit de Dumnezeu nu era. Existau și pedepse, de la acele pedepse egale cu vinovăția, adică dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, mergeau pedepsele până la pedepsa cu moarte pentru călcarea vreuneia din cele 10 porunci sau chiar pentru alte vinovății. Existau pedepse, scrie în Deuteronom 25, acele 40 de lovituri fără una. Dar ce este important de reținut din acest sistem judecătoresc care se are îndeplinea o procedură pe bază de martori, cel puțin doi martori, și sistemul acesta trece și în Noul Testament și are valabilitate chiar și astăzi. Ceea ce trebuia oamenii să rețină, să judece drept și corect ca înaintea lui Dumnezeu, ca și cum, într-un eventual recurs, lucrurile ar merge până la Dumnezeu. Și dreptatea vine de la Dumnezeu și fericit de cei care sunt drepți în hotărârile lor. Un alt domeniu era domeniul funciar, ținând cont că Israelul era o țară agrară și existau reglementări foarte bine puse la punct. Deschideți la Levitic 25, însă fundamentul funciar era următorul. Pământul este al lui Dumnezeu, 25-23, pământurile să nu se vândă de veci, că țara este a mea, iar voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Și Dumnezeu vroia ca pământul lui, ca Domnului pământul, el l-a creat, nu? Să fie administrat într-un regim și într-un orar sfânt. Dumnezeu vroia în ziua a șaptea odihnă, anul al șaptelea să nu se seamene, în anul al cincizecilea toți să revină la moșia lor inițială, existând între timp dreptul de răscumpărare. Adică dacă ți-ai vândut ogorul și între timp făceai rost de bani, aveai dreptul să dai înapoi veniturile anuale, câte ar fi fost până anul de veselie, de altfel prețul care l-ai vândut, minus anii în care i-a folosit celălalt, și să reintri în posesia lui. Și Dumnezeu era foarte exigent. Știți ce spune în profeți? Și fiindcă n-ați lăsat pământul să se odihnească, să știți că vă scot din țară. Și îl las acum să se odihnească pentru tot timpul cât n-ați ascultat. De asemenea, existau reglementări în ce privește moștenirea. Reglementări care și astăzi sunt în vigoare. Și dreptul de astăzi le folosește. A știți că a pornit faza asta de la niște fete care n-aveau frați și s-au temut că moștenirea tatălui lor trece la alții. Și Dumnezeu le-a atribuit dreptul acesta. Ei, aplicație în privința aceasta ține totul de legile care sunt astăzi în vigoare. Am amintit doar ca să vedeți cât de bine au fost gândite, încât sunt valabile și astăzi, în esență, ca și principiu. Iar în domeniul judecătoresc, de asemenea, spuneam. Un alt domeniu care astăzi este în vervă amintit, este domeniul protecției sociale. Biblia are un domeniu, are în domeniul acesta un sistem foarte bine pus la punct. Și curios, în perioada sclavagistă, Biblia, aici a fost un punct de atac, în special al comuniștilor, că Biblia încurajează sclavia. Dar reține și fel de sclavie, că de fapt și acum, la patron, la odică ai putea să le spui tot un fel de stăpâni, nu? Și la angajați tot un fel de sluci. Numai că e altfel gândit sistemul, dar oricând, numai că noi privim spre alte sisteme, poate cu ochii noștri de acum. Eu vreau să vă citesc din Biblie, să vedeți cum a privit Dumnezeu situația aceasta. Exod 21, 21 cu 5.
Reglementarea prevedea că dacă un evreu ți se vinde, nu are cu ce să trăiască, vine la tine și slujește ca rob. La 7 ani să-i dai drumul. 21 cu 5, dacă robul va zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevasta mea și copiii mei și nu vreau să ies slobot. Deci Dumnezeu vroia să se desfășoare procesul acesta de iubire. Cum a slujit Iacov la Laban? A fost Laban stăpânul de sclav și Iacov sclavul? A avut el interesul lui și a slujit din iubire pentru Rahela. Tot în privința protecției sociale, amintesc aici din capitolul 22, întoarceți pagina de la versetul 21. Să nu chinuiești pe străin și să nu-l asuprești, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă. Apoi, fără să mai citesc, doar vă spun, exista acel sistem al împrumuturilor. Dar un versetul trebuie să-l citim, Deuteronom 15. Și scrie aici, în Deuteronom 15 cu 8, citim și 7, dacă va fi la tine vreun sărac, problema asta ne izbim de ea, asta nu mai ține de era, trecutul e prezent. Cum facem cu împrumuturile și cu săracii? Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, deci nu din cei care nu-i cunoașteți, săraci din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împetrești inima, să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit, ci să-i deschizi mâna și să-l împrumuți cu ce trebuie să facă față nevoilor lui. Deci Biblia recomandă ajutorul pentru sărac, dar pentru săracul care îl știi, că locuiește lângă tine și știi că e sărac, nu că e leneș, că nu scrie Biblia să ajuți pe leneș, de asemenea să-l împrumuți cu cât să facă față nevoilor lui. Nu neapărat încurajează Biblia ca un sărac să facă o investiție, să facă patron. Că dacă e sărac până acum, înseamnă că nu prea are darul să administreze, să facă bani. Ori dacă se lansează într-o afacere, puține șanse să aibă câștig. Și atunci spune Biblia să-l ajuți cu puțin, să facă față nevoilor lui. Și în anul al șaptelea să-l ierți. Vezi să nu fie așa de rău, versetul 9, să-ți în inima ta, ah, se apropie anul al șaptelea, anul iertării. Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Căci atunci ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Existau și alte reglementări, să scuturi pomii numai odată, ce rămâne să rămână pentru săraci. Dacă ai uitat un snop în are, să nu te întorci să le iei înapoi, să rămână pentru săraci. Deci existau fel și fel de ajutoare pentru săraci, pentru nevoiași, pentru străini. Dar ajutoarele erau subțiri. Ajutoarele astea îi încurajau numai să facă față până pot să muncească. Se spune că într-o familie au murit părinții și au rămas copiii, dar n-au fost obișnuiți să muncească. Și până au ținut banii de la părinți, unii au le-a dat ofertă. Hai munciți la noi, la câmp, la secere, la holdă. Nu. Dar banii s-au terminat exact așa cam pe la jumătatea iernii. Și când stăteau gribuliți lângă sobă, au zis un băiat către altul, măi, ia du-te în stradă, vezi, nu te cheamă cineva la seceră. Iarna nu te cheamă nimeni la seceră. Un sistem de protecție socială care încuraja munca. Un sistem înțelept. Adică eu am numit asta o milă înțeleaptă și o sclavie de iubire sau cu iubire. Un alt domeniu, ceva apropiat, în domeniul economic existau reglementări de la dobânzi, de la lucruri pierdute, la donații, la oamenii care munceau cu ziua, la tarife, la unități de măsură, să fie totul drept, să fie totul corect. Și toate astea sub spectrul unor pedepse și a unor osând. Cât ar fi de bine să fie și oamenii astăzi corecți. Însă uneori la vânzător trebuie să fii atent și la partenerul de afacere trebuie să fii mai atent. Se observă unii care au ajuns patroni, primul lor gând a fost să angajeze pocăiți, mai cu o seamă după Revoluție. Însă așa s-au lămurit unii de pocăiți. Nu că nu cântă,
s-au lămurit de ei că știu să se orienteze grozav și se pare că sunt mai înțelepți decât fiii veacului în unele afaceri. Ei, în Vechiul Testament, ajungeai cu mâna tăiată de mult, acum ai dreptul tot poate tăiat. Dar a reușit Dumnezeu, într-un scurt timp și în măsura în care ei aplicau legea, astăzi se bate monedă la noi în țară pe ideea de a scoate corupția, Dumnezeu cu un pachet de legi din două cărți vechi testamentale i-a aliniat. Ei s-au străcat cu vremea, scrie în profeții mici, în mod special în Mica, ce corupție s-a ajuns mai târziu. Pentru că n-au respectat. Acum, eu m-am mintit astea. Și poate o să spună unii astea din Vechiul Testament. Păi unitățile de măsură din Vechiul Testament, că nu sunt inventate în era noastră. Sunt din înaintele noastre, da. Dar nu e aceeași obligativitate să fii corect? Și măsura să fie măsură? Că ești vânzător, că ești taximetrist, că orice ce ești? Oamenii. De altfel, asta vor vedea întâi. Nu vor vedea întâi cealaltă față a religiei noastre, ci vor vedea întâi partea asta. Un alt domeniu, îl amintesc doar întreagă, domeniul militar, să vedeți cât erau de avansați. Spunem de autonom de la 20 de la 1 la 9, că armata la ei era voluntară. Dacă ai nevastă, stai acasă. Dacă ți-e frică, du-te acasă. Adică cine vrea. Și oamenii, la ora asta, au ajuns la aceeași sistem. Și România se îndreaptă spre aceeași idee. Să nu fie obligatoriu. Cine vrea? La Dumnezeu, asta a fost încă de atunci. Și un ultim domeniu, domeniul alimentar-sanitar. Nu știu dacă ați citit cartea, Boli Evitabile. Citiți-o. Dumnezeu a instituit legi în domeniul alimentației și în domeniul sanitar, la care oamenii n-au ajuns decât după 3.000 de ani. Dumnezeu a avut o igienă performantă pentru condițiile lor din pustie. Vreau să vă amintesc doar câteva situații din acestea. În Levitic, capitolul 7, scrie de la versetul 23. Vorbește copilului Israel și spune-le să nu mâncați grăsime. Mai departe, versetul 26, să nu mâncați sânge și cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său. Dumnezeu a dat legi care împleteau partea spirituală, întrucât sângele și grăsimea se ardeau înaintea Domnului, cu partea alimentară. Tot pe același criteriu sunt selectate și animalele curate de cele necurate. Tot în Levitic, capitolul 17, de la versetul 13. Dacă vreun din copilul Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul tău vânează o fiară sau o pasăre care se mănâncă, să-i verse sângele și să-l acopere cu țărână. Versul 15. Oricine, fie băștinaș, fie străin, care va mânca dintr-o fiară moartă sau sfâșiată, spele hainele, se scalde în apă și va fi necurat până seara, apoi va fi curat. Dar dacă nu spală hainele și nu scaldă trupul, își va purta fără de legea lui. Lipsa de igienă și de respect al condițiilor alimentare era socotită o fără de lege înaintea Domnului. Amintiți-vă de acele boli contagioase, lepra, în diversele ei forme, ce tratament de exilare, de izolare avea. Sau mai amintesc, descrieți la Deuteronom 23, aveau, fără să mai citesc, scrie asta în Exod 21, și un sistem de medicină legală pus la punct pentru răniri. Câte zile trebuie să stea imobilizat la pat. Dar acum în Deuteronom 23. Eu cândva am spus despre versetele astea și frații mei au spus, n-au priceput, frații, ce au vrut să spui. Era o aplicație aici pentru clădirea asta. Acum să vedem, o să se priceapă ce vreau să spun. Deuteronom 23 de la versetul 9. Când vei ieși cu astea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește de orice lucru rău. Dacă va fi la tine cineva, să nu fie curat în urma vreunei întâmplări din timpul nopții, să nu iasă din tabără, să nu intre în tabără. Spre seară să se scalde în apă. Și după asfințitul soarelui va putea să se întoarcă în tabără. Deci în pustie îi spunea
la spălări repetate pe lângă acele în a treia zi și a șaptea zi. Zi de zi. Versetul 12. Să ai un loc afară din tabără și acolo o să ieși afară. Adică pe post de toaletă. Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi, să acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Căci Domnul Dumnezeu tău merge în mijlocul taberei tale ca să te ocrotească, să-ți dea mână pe vrăjmași și dă-i dinaintea ta. Tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat, să nu se abată de la tine. În Evul Mediu, pe holurile palatilor unor regi medievali, acolo slujeau de toalete. Și în urmă, cu 3000 și ceva de ani, în Israel, în pustie, era ordine. Spălături, curățenie și țara asta e o țară plină de gunoaie. Și când mă duc în misiune și văd oameni când deschid majamul la mașină și aruncă hârtiile, așa îmi vine, nu știu ce îmi vine. Să ne mai... Din Egipt spre Canaan, ei se purtau în ordine. Acum 3000 și ceva de ani. Și noi acum, o coșuri de gunoi la tot colțul, românul aruncă lângă. Ei, românii, treaba lor. Nu ne-ți dați nouă în grijă, dar pocăiții, igienă, în bucătărie, în casă, unior aici la biserică nu păstrăm și e bunul nostru comun și spunem că e casa lui Dumnezeu. Ce ordine aveau ei. Vă spuneam că e un cod special de legi și uitați-vă, măcar că datorită păcatelor lor, au fost reduși la zero evrei și au fost fugăriți și deportați și exilați și totuși sunt net superior celorlalte popoare. Pentru că au fost educați ca atare de Dumnezeu. Poate ați socotit ca un lucru în plus. Ține dumneavoastră un tratat de legi civile, dar ce ne interesează pe noi? Probleme de ordin economic și judiciar. Astea sunt stările vieții în care trăim. Și noi, pe lângă ce învățăm din viața cotidiană și din educația civică sau corespunzătoare fiecare etape de vârstă, avem fundamentul acesta biblic. Ideile sunt de aici. Fondul este de aici. Forma diferă potrivit cu dezvoltarea societății. Închei ideea aceasta despre legile civile. Deschideți la Deuteronom 4. Pentru Vechiul Testament scrie aici, așa, Deuteronom 4 de la versetul 5. Iată, v-am învățat legi și porunci. Cum m-a poruncit Domnul Dumnezeul meu ca să le împliniți în țara pe care vă lua stăpânire? Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Cum să nu fie deștepți? Când Dumnezeu le-a arătat să-și facă o biserică după chipul care e în ceruri. Când ceilalți aveau temple și idoli, de toate culorile numai n-aveau niciun simbol. Și Dumnezeu e ca și Dagon? Dar cât de mare a fost înțelegerea lor când vedeau acolo capacul ispășirii cu heruvimii deasupra. Exact cum este carul acela portat de heruvim și aurora aceea de serafim în jurul tronului Dumnezeu. Și de asemenea, în problemele acestea pământești, administrative, economice, politice, militare, spune versetul 8, și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte. Și acum, pentru noi aplicativ, deschideți la Matei 5, unde Domnul Iisus spune de la versetul 38, dacă pentru ei a fost înaltă legea, dreptate, în Noul Testament, dacă pentru ei a fost bună în Vechiul Testament, în Noul Testament trebuie să fie și mai bună. Dacă în Vechiul Testament era pe rol dreptatea, în Noul Testament e ceva mai înalt, e pe rol lepădarea de sine. Dacă în Vechiul Testament funcționa mila, acum e ceva mai înalt, funcționează iubirea. Și spune aici de la Matei 5:38, ați auzit că s-a zis, din legile studiate în seara asta, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Asta e în firea pământească. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te desilești cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.
celui ce își cere, dă-i și nu-i întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, adică să-i tratezi pe evreu diferențiat de ceilalți și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asuprești și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Și ultimul verset, 48. Voi fiți, dar, desăvârșiți, cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Doamne, ajută-ne să fim superiori vechiului legământ. Și închei, deschideți la Galateni 5. În Noul Testament, aceste multiple legi pot fi sumarizate și centrate. Scrie aici, Galateni 5, de la versetul 18. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și uneori, din nefericire, sunt interpretate versete de genul acesta ca și cum nu mai trebuie să ținem noi tot ce scrie acolo. Noi am scăpat. Adică noi nu mai suntem la școală, vacanță de apururi. Dar când învățăm? Uite de ce nu mai suntem sub lege. De la 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Adică nu și are sensul, suntem nu lângă lege și superiori ei. Nu ne-a scop de sub lege să ne placeze undeva deoparte. Ci ne-a ridicat deasupra. Și Domnul așa să ne păstreze. Și cu adevărat aceste stări binecuvântate. Nu mai suntem în jurul unui templu. S-a suspendat. Ce a rămas? Sinagoga. Locurile acestea de întâlnire. Unde aducem slujbele speciale. În rest, preoție în permanență, jertfă zilnică, audiență la Dumnezeu întotdeauna, iar pentru ceea ce noi nu putem, o face Domnul Iisus ca mare preot. Și dacă ei au avut un statut înalt din punct de vedere civil, noi se dovedim în viața aceasta un statut și mai înalt. Să se vadă că pe noi nu legea ne ține, nici cea de acum vreun cod penal sau civil, nici chiar legea aceasta din Vechiul Testament, ci Duhul lui Dumnezeu care este peste noi, ne situează în acea sferă a iubirii, în care este o plăcere pentru Dumnezeu să ne simtă în casa Lui și în preajma Lui și o fericire pentru cei de lângă noi să aibă un sfânt. Că nu uitați, toate acestea, știți cu ce se încheie cărțile acele din Vechiul Testament care prezintă legile? Cu ce se încheie cartea Levitic? Cu ce se încheie cartea Deuteronom? Cu binecuvântarea și blestemul. Ești în starea aceasta, ai parte de binecuvântare. Și spunea Domnul Noul Testament, veniți binecuvântaților. Că le-ați făcut. Dar ei le-au făcut nu că scria în lege. Și Doamne, când? Nu neapărat sub teroarea poruncii. Ce le-ați făcut, ați avut milă, m-ați îmbrăcat, veniți binecuvântaților. Și moșteniți adevărata binecuvântare în părăția lui Dumnezeu. Dar dacă nu, blestemul rămâne pentru cei care nu fac. Domnul să ne cerceteze. Și în acest sistem al noului legământ să fim cu adevărat o preoție aleasă. Și niște oameni în care roata Duhului îi face în așa fel să trăiască în societate, încât tot să vadă că sunt sub harul lui Dumnezeu și este peste ei și binecuvântarea lui să rămână în veci. Amin.